Zilele acestea are loc o nouă ediție a Săptămânii Mobilității Europene, o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă. Una din acțiunile care se vor desfășura cu această ocazie în Alba Iulia este turul orașului pe bicicletă sub sloganul Pedalează pentru Sănătatea Ta! Săptămâna mobilității europene reprezintă o oportunitate atât pentru Agenția pentru Protecția Mediului, cât și pentru autoritățile locale de a atrage din nou atenția asupra problematicii de mediu la nivel local, național și european. În prezent, aproape 40% din emisiile de dioxid de carbon provenite din sectorul transporturi sunt produse de utilizarea autovehiculelor personale pentru deplasarea în mediul urban. Alternativa ar fi bicicleta sau mersul pe jos. Mâine, începând cu ora 18, angajații Agenției ei pentru Protecția Mediului Alba se vor deplasa pe biciclete pe traseul Parcul Unirii, Bulevardul Horia, Calea Moților, Strada Nicolae Bălcescu, Strada Decebal, Strada Octavian Goga, Bulevardul Încoronării, Bulevardul 1 decembrie 1918 și înapoi în Parcul Unirii. Sunt invitați la acțiune pe lângă angajații instituțiilor publice, toți locuitorii orașului. Un alt moment dedicat săptămânii mobilității va fi cel derulat sub egita în oraș fără mașina mea, care se va desfășura în data de 21. no setembro